Și avem vești bune pentru constanțenii racordați la sistemul centralizat de termoficare al municipiului. Radet Constanța începe de la 1 noiembrie furnizarea căldurii. În acest sezon rece, constanțenii vor plăti același preț pe gigacalorie. Furnizarea agentului termic este un procedeu reglementat. Când avem 3 nopți consecutive cu temperaturi medii nocturne între ora 20 și 6 dimineața de 10 grade sau sub 10 grade, sunt îndeplinite condițiile. Până la această dată nu s-au îndeplinit, dar cu certitudine operatorii și primăria au stabilit ca de la 1 noiembrie întreg municipiu să primească energie termică. Vestea bună pentru consumatorii de energie termică este că se menține prețul de 250 de lei per gigacalorie, începând cu 1 noiembrie, pe durata sezonului rece.